Hotărârea privind înființarea de către municipalitate a propriei firme de termoficare va reintra în dezbaterea Consiliului Local Ploiești. Asta după ce Prefectura Prahova a considerat decizia anterioară emisă de legislativul ploieștean ca fiind nelegală. Consilierul local PNL, Simona Uță, susține că a aflat din presă faptul că Prefectura a declarat nelegală hotărârea. Totodată, reprezentantul legislativului ploieștean a anunțat că actul legislativ va fi introdus din nou pe ordinea de zi într-o viitoare ședință a Consiliului Local, astfel încât să fie îndreptate toate erorile de ordin juridic, iar municipalitatea să aibă propria societate de termoficare. Am aflat de punctele de vedere ale prefecturii pentru cele două hotărâri de Consiliul Local din presă, pentru că, din nefericire, Direcția de Relații cu Consiliul Local nu ne-a transmis aceste documente nici până la această oră. Le mulțumesc ziariștilor că le-au publicat și așa am putut să le vedem și noi consilierii. Mă bucur că proiectul referitor la preluarea CET-ului a fost declarat legal și sper din tot sufletul ca toți reprezentanții executivului care au dat avize și rapoarte negative să învețe ceva din acest lucru și mai ales să-și asume răspunderea pentru eșecul documentelor emise de domniile lor. În ceea ce privește hotărârea referitoare la înființarea societății Termoploiești, declarată doar parțial legală, vă pot spune că am reglat eroarea referitoare la ordonanța 109 încă din ședința ordinară de Consiliul Local de la sfârșitul lunii trecute și vă asigur că în cel mai scurt timp vom convoca o nouă ședință pentru a reglementa și problema sesizată de prefectură referitoare la modul de alocare a bugetului. Consider în continuare că aceasta este soluția cea mai sigură pentru Ploiești. Să ne asumăm, noi, Consiliul Local și Executivul, așa cum au făcut-o aproape toate municipiile din țară, Oradea, Iași, Cluj-Napoca, Buzău, producerea de energie termică printr-o societate cu unic acționar Primăria Ploiești, care are obligația prin lege să asigure toate serviciile publice pentru locuitorii orașului, inclusiv serviciul de termie, adică apa caldă și căldura, atât în apartamente cât și în unitățile de învățământ și spitale. De altfel, nu doar liberalii doresc ca hotărârea privind înființarea societății de termoficare să reintre în dezbatere. Este o situație care, credeți-mă, mie personal, mie mi-este rușine că sunt consilier într-o administrație care nu reușește să furnizeze apă caldă în condițiile în care să fie cu iertat, dar nu cred că sunt așa mari probleme tehnice, nu de alta, dar știți foarte bine că pe data de 31 iulie era apă caldă. Deci nu cred că s-a stricat atât de repede instalația. În sfârșit, este o urgență. Nu cred că cineva are vreun dubiu și nu cred că cineva va răspunde altceva. Consilierul local George Botez susține că este imperios necesar ca Ploieștiul să aibă propria societate de termoficare în contextul actualei crize energetice, alesul local susținând că doar așa municipalitatea poate ține din scurt tariful la gigacalorie. Adevărata problemă în toată această construcție pe care toată lumea o vrea politizată sunt bani. Nu sunt bani pentru cumpărarea de gaze, nu sunt bani pentru plata subvenției. Și atunci, dacă vom rezolva plata, cumpărarea gazelor în sistem subvenționat, vom avea posibilitatea să ducem prețul gigacaloriei undeva mai jos față de orice alt operator. Pentru că, să nu uităm, orice operator, pe bună dreptate, nu facem un proces de intenție în această chestiune, are menirea să aibă un profit. Ei bine, am putea, dacă primăria ar putea să opereze acest sistem, să limităm cel puțin profitul existent și să direcționăm banii astfel economisiți către îmbunătățirea sistemului. De precizat este și faptul că Prefectura Prahova a anunțat că hotărârea de Consiliu Local privind transferul CET Braz și al rețelei primare de termoficare din patrimoniul Consiliului Județean în cel al municipiului a fost legală.